să vorbim de lucruri frumoase. Ce nominalizări ai în seara asta? Tânără speranță, tânăr debut, nu am... de 20 de ani, ca să ne întoarcem. Nu am nicio nominalizare în seara asta, pentru că filmele în care am jucat nu sunt eligibile pentru ediția de anul ăsta, pentru că au ieșit anul ăsta, vor fi eligibile pentru ediția de anul viitor, dar nu mă gândesc că vor prinde vreo nominalizare, pentru că până la urmă realitatea e că premiile sunt, nu știu ce zic. Cred că cel mai important premiu pe care îl poate primi un actor sau un film e ca oamenii să meargă să vadă produsul în care joacă, indiferent că e un spectacol sau un film sau un serial. Cred că aia e cel mai important. Dincolo de asta, premiile sunt o viziune subiectivă proiectată în timp. Ne place cu toții, ne place tuturor să le primim, că suntem oameni mai mult sau mai puțin vanitoși și ne place când suntem validați de breaslă, dar cred că e important să le dăm justa măsură. E bine și pentru părinți, știi că părinții de obicei stringă articole, premii, diplome și așa mai departe, parcă sunt pentru... Absolut, până nu iau un premiu, mama nu o să mă creadă că sunt actor. Adică... Sau... Te întreabă, dar ce faci tu, mai mama? Dar tu cu ce te ocupi? De ce zici vorbe? Nu, trebuie să fii angajat într-un teatru sau să iei într-un un premiu și asta e... Da, acum lăsând gluma la o parte, mama e foarte mândră că fac meseria asta și îmi place să cred că mulți alți părinți sunt mândri de copii sau copilele lor care fac meseria asta. Și mai zic ceva, te rog frumos, de când e taximetriști pe Netflix și acum are posibilitatea mai multă lume să se uite, ai primit, nu știu, val de critici, știi că s-a întâmplat la team building, când a apărut pe platformă, toată lumea comenta filmul. A fost la fel și în cazul vostru, că sincer eu n-am văzut reacții așa negative la adresa voastră. Depinde în care bulă te uiți. A fost un val pe care îl anticipam și era clar că o să vină, legat de numărul de înjurături din film, dar până la urmă câți oameni atâtea păreri. Deci sunteți bine. Da, 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 suntem bine. Important e că oamenii l-au văzut, că filmul a stat în trending, că asta ne-a dat, da, că asta ne-a dat curaj și încredere să mai facem și altele. Pregătim un nou film, îl filmăm luna viitoare. Asta e cel mai important. Tot așa, semi-comercial sau spre gopo? Știi că mie mi se pare că sunt împărțite așa, filmele de artist, de autor. Sunt ale vedem astăzi aici și cele de comerciale mai mult la cinema. E o discuție complexă, facem un interviu separat. Facem. Dacă vrei, dar e un film ăsta pe care urmează să-l facem, care e deschis către marele public și mai puțin către zona festivalieră.